Salut, Baieti! Nu uitați să activați notificările, să urmăriți și să vă bucurați să fiți la curent cu videoclipurile. Yaman l-a adus pe Seher la conac, ce fel de durere îi va provoca? Va fi Yaman cu Zuhal pentru a se răzbuna? Care sunt noile planuri ale lui Canan? Voi răspunde la toate aceste întrebări în videoclip, prieteni. Dar mai întâi să ne amintim ce s-a întâmplat în trailerul noului episod. În timp ce Seher și Fikret mergeau, Yaman i-a prins și i-a adus la casa lui Fikret. Yaman era nebun. A mers prima dată la Fikret și cum mi-ai făcut asta? Zicală. Nici măcar nu a așteptat răspunsul lui Fikret, l-a împins. Fikret a spus ascultă, Yaman, ascultă un minut, dar Yaman nu a ascultat și a început să lovească. Fikret s-a prăbușit la pământ. Apoi Yaman i-a pus o armă la capul lui Fikret. Interveni Seher. Nu face aia. A spus să nu faci din asta o crimă. Yaman, cine este de vină atunci? Ca aceasta? Strigăt. Seher era foarte speriat. Yaman l-a prins brusc de brațul lui Seher și l-a forțat să iasă. Duicu, Ali și Volcan erau în conflict. Emoția a fost foarte clară și Ali a observat-o. Ai grijă! El a spus că în timp ce s-a apropiat de ea, Volcan nu și-a putut controla furia și l-a împușcat pe Ali. Între timp, Yaman l-a adus pe Seher la conac. Zuhal și Canan se aflau și ei în mijlocul sălii. Yaman a început să vorbească fără să le acorde nicio atenție. El a spus, locul acesta în care te întinzi și mă înșeli va fi închisoarea ta, nici măcar nu vei pune piciorul în casa asta. Apoi s-a întors acasă și va rămâne aici de acum înainte. A spus ea, nu ca o doamnă a casei, ci ca un prizonier care și spășește pedeapsa. Între timp, Canan și Zuhal păreau destul de mulțumiți de această situație. Yaman nu s-a oprit și l-a târât pe Seher în grădină. Între timp, Zuhal și Canan îi priveau de pe balcon. Zuhal nu a putut să suporte și i-a spus lui Canan cât de mult s-a îndrăgostit de el, chiar și din cauza furiei lui. Yaman își adunase toate scrisorile, fotografiile și amintirile cu Seher într-o cutie și începu să ardă în fața ochilor lui Seher. Seher nu a mai suportat și a început să plângă. De ce plângi, de ce? De fapt, ai ars totul, a spus el și a venit țipând. Yaman a dus-o pe Seher la conac pentru că nu voia să o lase din vedere. Încă mai avea sentimente pentru ea. Ura este o emoție, eu sunt cea mai rea, poate deveni dragoste sau dușmănie. Această ură arăta că Yaman nu-l putea uita pe Seher, dacă uitarea nu răspundea și nu le aducea înapoi, era încă gelos. Deci ce se va întâmpla acum? Cum se va descurca Seher cu un bărbat care o urăște pe ea și doi șerpi? De asemenea, Yaman nu și-a revenit încă pe deplin. Dacă nu l-ar fi ascultat pe Seher, Fikret și nu s-ar fi dus la conac. Acest lucru nu avea să îi se întâmple, dar nu a mai suportat încă două zile. Acum va fi văzută ca o femeie rea în conac și va trebui să trăiască ca o prizonieră și nu va mai putea spune nimic, pentru că acum, chiar dacă Yaman se va face bine, Canan își va face alte planuri pentru a-l reduce la tăcere. Dacă Seher nu ar fi fost prinsă, i-ar fi putut spune totul lui Yaman fără să știe despre Canan, dar acum va fi în fața lui Canan și o va amenința din nou pentru a nu vorbi cu Canan Yaman. Dacă Yaman se îmbunătățește, singurul lucru pe care îl va pierde Seher este Yusuf. Canan îl va amenința pe Seher cu Yusuf. În ultimul episod, printre medicamentele lui Yusuf au fost medicamente ciudate, ar putea fi opera lui Canan. Să vedem cu ce îl amenință Canan pe Seher de această dată, dar vom acoperi asta în următoarele câteva secțiuni. În acest moment, subiectul nostru este situația lui Seher în conac. Seher poate spune totul luând-o pe Cenger cu ea, dar scriitorul nu va dori ca acest lucru să se întâmple în acest moment și ne va face pe Seher și pe noi să suferim. În timp ce Yaman ardea amintirile, și-a dat seama că Seher plângea și nu putea înțelege. Pentru că ea îl părăsise, de ce plângea din cauza amintirilor? Pentru a măsura reacția lui Seher, Yaman se va apropia de Zuhal. El va flirta cu Zuhal în fața ei și vrea ca Yusuf și Zuhal să aibă grijă de el.
Seher va fi devastată de asta, lăsând-o pentru viața bărbatului pe care îl iubește. Seher îl va vedea pe bărbatul pe care îl iubește cu propriile mâini cu o altă femeie și cu șarpele Zuhal. Între timp, recuperarea lui Yaman poate dura ceva timp, pentru că scriitorul va dori să cumpere ceva timp pentru ca Seher să nu spună totul. Următoarele trei capitole pot avea de suferit puțin, dar după aceea ne așteaptă mai multe capitole interesante. Am ajuns la finalul analizei noastre, prieteni. Crezi că Yaman va fi cu Zuhal să-l deranjeze pe Seher? Ce va face Canaan pentru a-l reduce pe Seher? Îi va spune Changer totul lui Yaman? Aștept parerile voastre în comentarii, Baiti. Ne vedem în următorul videoclip. Pa!